Doamnelor, bine v-am găsit la știri TV Drochia. În a doua duminică a lunii august este marcată Ziua Lucrătorului în Construcție. Cum acest eveniment a fost desfășurat la Drochia, aflați de la colegii mei. Tradițional, în a doua duminică a lunii august, lucrătorii din domeniul construcțiilor își sărbătoresc ziua profesională. Primăria orașului Drochia a adunat constructorii din oraș pentru a le adresa felicitări și succese celor care activează în domeniul dat. Primăria orașului a organizat pentru constructorii din oraș, pentru cei care au stat la temelia construcției orașului, care și în prezent contribuie zi de zi la prosperarea orașului prin lucrările sale care le fac zi de zi, i-am invitat pentru a-i felicita cu această sărbătoare, pentru a le dori sănătate, prosperitate, cât mai multe licitații câștigate, cât mai multe volume și pentru că dacă vor avea ei de lucru, înseamnă că în țară e totul normal, înseamnă că toți trăiesc bine și vom trăi și noi bine. I-am felicitat pe această ocazie și le-am îmânat câte o diplomă de mulțumire din numele primăriei orașului. Constructorii poartă o responsabilitate enormă pentru realizarea obiectelor și aproape întotdeauna așteptările celor care au comandat construcția se adeveresc. Sunt persoane care lucrează în acest domeniu de circa 60 de ani, dar sunt capabili să continue munca. În construcție activez din anul 1953, când am terminat 10 clasă. Asta a fost în Siberia, noi a fost, familia noastră a fost ridicată și am început activitatea în 1953. Am lucrat în construcție ca lucrător de rând. Am lucrat în curgan până în 1973, am început de la maestru, pe urmă am devenit inginer șef, pe urmă chiar conducător de organizație și în 1973 am fost poftit de acum în orașul Drochia, la lucru. La moment, construcția obiectelor este aproape stopată din motivul crizei economice de care sunt afectate toate domeniile din țară. Constructorii își amintesc cu nostalgie de anii când se construiau blocurile multietajate în orașul Drochia. În timpul cât am luat parte la construcție, s-au construit foarte multe, multe case, orașul a crescut în timpul ceala, satele au crescut, multe gospodării, cum tot s-au îmbunătățit situația în construcție. A fost destul de interesant. Nu acum, cu părere de rău, construcția cam s-a oprit, puțin de tot se construiește. O bună parte de constructori muncesc peste hotarele țării. În orașul Drochia, ultimul bloc locativ a fost construit în anii 90. O zi cu ghinion pentru șoferul unui camion care s-a răsturnat. Nici șoferul, nici pasagerul acestuia nu au avut de suferit. Detalii imediat. Zi cu ghinion pentru un șofer de camion din Nisporeni. Camionul s-a răsturnat în această după amiază într-o pădure pe traseul Bărbăieni-Nisporeni. Din fericire, conducătorul auto și pasagerul său nu au avut de suferit. Potrivit poliției, șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă. În rezultat, camionul s-a răsturnat și a ajuns în pădure. Pe traseul Nisporeni-Bărbăieni, un automobil din model MAS, adică șoferul a pierdut controlul volanului, în sens în chivet. Pe urmare, el, șoferul s-a traumat, automobilul a fost deteriorat. Nu știu care sunt circunstanțe, se va stabili toate circunstanțele și să facem, adică mai bine aduce persoana la răspundere contravențională sau penală. Martorii spun că șoferul camionului circula regulamentar. Eu l-am mers că vin la val, l-am luat o stânga și m-am trat în pădure, în dreapta, cu tetul. Și nu avea așa mare viteză, mitic viteză era. Cum credeți, după ce, de la ce s-a produs accidentul? Nu știu, de la și, dar avea viteză mitic și l-am trat în pădure, dar și avea nu știu ce s-a întâmplat. Pompierii au intervenit la descarcerare. Un echipaj de la ambulanță a venit la fața locului și l-a preluat pe șofer. Acesta a fost dus la spitalul din Nisporeni. Deși suntem oameni de diferite naționalități, facem parte din diferite activități, pe noi ne unește un singur lucru. Suntem egali.
Dar cu părere de rău, unii oameni uită de aceasta. Te scoli dimineață, plin de energie și spui cât e de frumoasă viața, o nouă zi cu noi realizări. Dar prin minte să-ți treacă că această nouă zi pentru cineva este un început al durerii și totodată al speranței. Da, uneori ducem lipsa de ceva, destinul se mai întoarce cu spatele la noi, dar ce să mai spunem de cei cu care soarta a fost într-adevăr dură? Lea și Tatiana Maxian deja a treia oară vizitează Casa de Copii. Astăzi am mers împreună cu ei pentru a îndemna lumea la asemenea gesturi, pentru că o secundă și un gram de bucurie pe fața unui copil înseamnă mult mai mult decât niște bani. Actul de caritate a soților este binevenit. Clipele petrecute cu acești copii au fost de nedescris. Emoții, impresii, sfaturi și amintiri. Ce vă îndeamnă să realizați astfel de acte de caritate? După posibilitățile noastre, vrem să facem inimile fericite celorlalți oameni. Ce simțiți în așa moment? Simțim emoții pozitive, pace în suflet, fericire. Casa comunitară pentru copii, în situații de risc, adăpostește 9 copii. Ei mereu așteaptă pe cineva să le calce pragul. Sunteți mulțumite în așa momente? Da, desigur, suntem foarte mulțumiți pentru că avem parte de astfel de vizite, mă rog, așa, în limita posibilităților. Și, într-adevăr, când vin oameni cu suflet mare, ne face foarte mare plăcere. Și fiecare om vine atunci când are posibilitate și atunci când îi cere sufletul să facă ceva frumos și ceva mare pentru copii. Am fost vizitați și de alte persoane, atât fizici cât și persoane din vază, din Republica Moldova. Am fost vizitați de parlamentari, chiar au venit, au vizitat copii, le-au adus cadouri. Niciodată. Niciodată să nu uităm de cei mai triști ca noi. Dacă nu ești indiferent de cei mai triști ca noi și poți să-i ajuți pe cei care au nevoie de susținerea ta, fă-o neîntârziat, deoarece atunci când te vei pregăti, vei spune: sunt fericit că am putut să ajut pe cineva. Familia Maxian spune că nu se vor opri aici și vor continua cu gesturi frumoase. La ședința Consiliului din orașul Soroca urmau să se examineze 26 de subiecte, însă ședința a fost amânată. Care este cauza? Aflați din reportajul ce urmează. Aleșii din Consiliul Municipal Soroca urmau să examineze 26 de subiecte pe ordinea de zi a ședinței Consiliului, dar nu a fost să fie, din lipsă de quorum, ședința a fost amânată. Ședința Consiliului Orășănesc nu a avut loc din cauza lipsei de quorum pentru a fi efectuată ședința, dar totodată n-au fost examinate la două comisii specialitate întrebările inclus în cadrul comisii specialitate și inclus în cadrul organizării ședinței Consiliului Orășenesc Soroca. A fost doar o comisie astăzi și ea nu era planificată, adică cu o singură întrebare. Știi, și e posibil poate careva consilier intenționat nu a intrat în sală, ținând cont că nu poți schimba ședința cu doar cu o singură întrebare, care o ședință de ne costă 27.000 de lei. Potrivit secretarului Consiliului Municipal, întrebările care trebuiau să fie discutate nu au fost examinate nici la ședințele comisiilor de specialitate, la care la fel consilierii membri nu s-au prezentat, caz fără precedent în activitatea Consiliului Municipal. Comisiile de specialitate urmau să aibă loc luni la ora 1:30, unde președinte este domnul Tudorean, la care nu a fost președintele și nu a fost quorum în cadrul comisiei. Ulterior, la ora 2 urma să fie comisia de finanță, iarăși a fost lipsă de quorum și pe data de 15 urma să fie comisia de infrastructură. Unii consilieri nu se simt deloc deranjați de cele întâmplate, ba mai mult ca atât, în toate dau vina pe primarul orașului și pe acei consilieri care nu au venit la ședință. Este un caz ieșit din comun, fiindcă consilierii erau pe pragul primăriei, după intrarea în cabinet la domnul primar său, o parte de consilieri nu s-a prezentat la ședință. Este o înțelegere între dânși, noi nu suntem ascultați și nu înțelegem de ce astăzi nu s-a petrecut ședința. Este ziua orașului, sărbătorile care vin a noastre naționale și din partea partidului
pe LDM. Astăzi nu a fost niciun consilier care reprezintă o fracțiune mare și a fost aleși de Soroceni. Faptul că nicio întrebare din ordine de zi nu a fost examinată în ședința comisiei, cum puteați fi examinat în ședința asta? Sunteți iar adus în eroare, fiindcă noi am, eu ca președintele comisiei, am examinat întrebările astea care sunt pe ordine de zi. Comisia a întrunit numărul de vot, quorumul a fost, așa că când vă spun că nicio întrebare, asta e, iar din partea primăriei este o minciună. La rândul său, primarul municipiului a calificat cele întâmplate astăzi ca lipsă de responsabilitate din partea unor consilieri și a dezmințit faptul că ar fi influențat cumva activitatea ședinței. Este evident că atunci când nu îți îndeplinești atribuțiile directe, cauți să-l învinuiești pe cineva. Cea mai bună poziție este să învinuiești primarul și atunci îți va ierta toate păcatele. Primăria orașului Soroca, inclusiv conducerea, inclusiv secretarul Consiliului Municipal, inclusiv toți specialiștii, au pregătit toate proiectele de decizie conform legislației în vigoare, au fost propuse la comisii. Cu părere de rău, nu au avut loc ședințele comisiilor, ele nu au fost deliberative deoarece unii consilieri sunt în deplasare, alți consilieri nu au avut posibilitatea să participe, ceea ce a dus la neavizuri la proiectele decizii. După cum știți, nu putem convoca ședința Consiliului, deoarece nu este aviz sau pozitiv sau negativ, deoarece ele vor fi contestate de oficiu teritorial. Unii consilieri au decis singuri să nu vie la Consiliu deoarece nu sunt avizurile date, alții consilieri au intrat la mine și au solicitat haideți o soluție, cum să hotărâm întrebarea, cum este doamna Telievca, domnul Malăș și domnul Bulat. Eu am explicat că este nevoie în primul rând de petrecut ședințele Comisiei de Specialitate, de dat avizurile și doar după ce e de convocat o ședință. Cum urmează cu rectificarea bugetului? Totuși grădinițele sunt nereparate? Noi nu odată deja, dacă nu greșesc, a patra oară în anul 2017, eu pun pe ordine de zi ca banii 700.000 să fie repartizați la instituțiile preșcolare ca să fie îndeplinite sau lucrări de preparație sau procurate utilajele. Cu păreri de rău, eu nu vreau să învinuiesc și nici n-am învinuit până acum pe nimeni, dumneavoastră vedeți singur lucrurile cum stau. Subiectul cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2017, în urma căruia urmau să fie alocați bani pentru reparația grădiniților, rămâne deschis. Asta ar însemna că instituțiile preșcolare vor rămâne și în continuare nereparate. Fapt se pare care deloc nu interesează pe unii aleși locali. Aceștia continuă să-și regleze conturile personale, căutând diverse motive ca să împiedice și să blocheze activitățile Consiliului Municipal. La Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni din orașul Soroca a fost marcat astăzi hramul. Serviciul divin a fost oficiat de mai mulți preoți români în frunte cu un alt preasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei. Credincioșii care au venit să se roage spun că familia Brâncoveanu este un adevărat exemplu de credință. Familia Brâncoveanu a pus pe altarul credinței cei patru fii. Pentru noi această sărbătoare trebuie să fie un exemplu. Să luptăm pentru credință, pentru demnitate, să luptăm pentru familii creștine, să fim demni de acest pământ, să luptăm pentru el cu dragoste, cu înțelegere. Mulțumim Domnului că ne-a dat sănătate și am putut să venim astăzi aici, o comunitate mare, ca să ne rugăm și să fim alături de părinți, de înaltul preasfințitul, de sfețele bisericești din România și ne bucurăm și ne închinăm lor. Astăzi este o zi foarte mare, de o semnificație deosebită, pentru că Constantin Brâncoveanu cu cei patru fii și sfetnicul său au dat dovadă, în primul rând, de jertfă, credință mare în Dumnezeu și dragoste de neam, de patrie. Și este de datoria noastră, a credincioșilor, a tuturor românilor și numai românilor, ca să să veșnicim numele. Cu mare evlavie au venit oamenii la Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni să se roage ca Constantin Brâncoveanu, Sfinții Martiri Constantin Brâncoveanu să se roage pe noi, pentru noi toți, acolo sus, la Dumnezeu. Printre cei prezenți la rugăciune s-au aflat și soroceni care nemijlocit și-au adus aportul la edificarea acestei biserici. Ei spun că acum aici își găsesc alinare sufletească. S-a dorit cu tot din adinsul, vorbesc de regimul comunist care era pe atunci la putere în raionul Soroca, ca să nu avem această biserică. Dar, bunul Dumnezeu, ei n-au vrut să avem niciuna, dar bunul Dumnezeu ne-a dat două.
Deci noi am continuat construcția acestei biserici și în Parcul Eminescu s-a construit și Biserica Sfântă Covioasă Părăscheva. Eu cu această ocazie vreau să felicit toți inureașii și să le doresc sănătate și la mulți ani. Cu mulți ani în urmă am avut fericirea de a pune fundamentul acestei biserici, de a pune piatră temelie. De atâta eu, în afară de mândrie, pentru mine este o mândrie în sensul direct al cuvântului, pentru că nu departe, aici la 150 de metri, este o piatră unde semnifică altceva. Și biserica aceasta de aici, de la malul Nistrului, eu cred că este o cetate de suflet, lângă cetatea de piatră a sorocii, care este hlahotarul românismului, la hotarul țării românești. Parohul bisericii susține că a devenit deja o frumoasă tradiție ca în fiecare an de hramul bisericii creștinii să-i slavească în rugăciuni pe sfinții martiri brâncoveni. O sărbătoare a domnitorului Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și Anache Sfetnicul, ocrotitorii locașului nostru, cei care, prin jertfa lor, au sfințit pământul acesta românesc și pentru aceasta, în fiecare an, ne amintim de jertfa lor în această zi de 16 august, sărbătoarea Sfinților Martiri Brâncoveni. În cadrul aceleiași sărbători, Institutul Cultural Român de la Chișinău a organizat și o expoziție dedicată epocii lui Constantin Brâncoveanu, mare domnitor și apărător al credinței ortodoxe. Expoziția Constantin Brâncoveanu și epoca sa cuprinde cele mai importante jaloane ale vieții și activității acestui mare voievod, mare domnitor al românilor, ctitor de cultură și spiritualitate românească, și sigur că aici sunt toate aceste aspecte reflectate într-un bogat material documentar și într-un bogat material iconografic, toate activitățile pe care domnitorul Constantin Brâncoveanu le-a făcut în cei peste 25 de ani de domnie a sa. Aveți aici și ecourile în timp ale martiriului la care a fost supus Constantin Brâncoveanu, fapta odioasă pe care a săvârșit-o tot anul Turciei, care atunci a zguduit o întreagă Europa, și e important că avem în această expoziție, să spun, o succintă trecere în revista unei întregi epoci, epocă de referință în istoria culturii române. Sărbătoarea a culminat cu un program artistic care a inclus un recital de poezii și cântece patriotice, prezentat de actorul Nicolae Jelescu și interpretul Viorel Burlacu. Rugăm-ne îndurărilor, luceafărului mărilor, ascultă a noastre plângeri, regină, peste îngeri, din neguri te arată lumina sfântă, clară, o maică preacurată și bună fecioară, Maria. Uite Basarabia, sângerează singura, Doamne, ocrotește-i pe român. Deși Basarabie, unire cu frații săi, Doamne, ocrotește-i pe român. Noi suntem aici pe vești stăpâni. Noi suntem aici pe vești stăpâni. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea. Rămâneți și în continuare cu TV Druchia. Urmează datele meteo și horoscopul.